Domnul Poiuț, îmi pare rău, nu pot să merg mai departe, e sub demnitatea mea. Demnitatea ta? La banii tăi tu îți permiți să ai demnitate. Hai să spun o poveste. Prin anii 50, când eram și eu tânăr, visam să ajung mare scriitor, ca tine. Știi cât m-au costat cărgăuneștea? 5 ani de jilava. Tovarășii n-au apreciat manuscrisul. Acolo, la pușcărie, afli cum stă chestia cu demnitatea. O țigare la gardian, o zi de demnitate. S-au terminat țigările, mare atenție când te apleci. Domnul Puiuță, eu... Și după 5 ani, când m-au scos, ce crezi că afla băiatul? Că și afară e la fel. Așa că demnitatea ta, să te bagi matale în poponeț, ca să nu te bagi alții pe-a lor.